Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a continuat campania de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind protecția consumatorilor la comercializarea legumelor și fructelor proaspete în marile lanțuri de magazine tip hipermarket, supermarket, depozite și piețe angro începută în această primăvară. Au fost verificați 50 de operatori economici, iar la 41 dintre aceștia s-au depistat abateri. Au fost controlate 28 de tone de produse în valoare totală de 108.035 lei, din care s-au constatat nereguli la 1,7 tone produse în valoare totală de 7.709 lei. Principalele abateri constatate în timpul acțiunilor de control sunt legume și fructe depreciate calitativ cu consistență modificată, lovituri mecanice, colonii de mucegai, etc., lipsa mențiunii țării de origine și a calității legumelor și fructelor, neafișarea informațiilor privind calibrul, soiul și calitatea legumelor și fructelor comercializate în vrac, neafișarea prețurilor de vânzare și, în urma acțiunilor de control, operatorilor economici la care s-au depistat deficiențe, li s-au aplicat 46 de sancțiuni, dintre care 31 de avertismente, 15 amenzi contravenționale, în valoare totală de 25.200 lei. Acordați atenție la cumpărarea legumelor și fructelor și solicitați vânzătorului să vă arate produsele pentru aprecierea aspectului acestora. Este sfatul dat de comisarii Gorjeni.